10% contează realitatea, 90% contează pe ce-ți focalizezi atenția. Când un copil în specia noastră se naște, prima emisferă care se dezvoltă e emisfera dreaptă. Ce ne-a servit într-un context e posibil să ne afecteze rău de tot în alt context. Creierul nostru are o capacitate impresionantă să se adapteze la orice îi pune viața în față. De când ne naștem, țipăm după conexiune socială. De ce punem focus pe negativ, pe gândirea asta pesimistă? E că sute de milioane de ani era foarte eficient să cântărești mai puternic amenințarea. Deci de la 15 ani încolo înveți în repetiție și asociere într-un mare fel. E în natura noastră să căutăm lucruri care ne angajează emoțional. Eu de la biologie nu mi-aduc aminte absolut nimic din ce am învățat la școală, pentru că nu era pusă în context, adică nu era făcută relevant. Genul de mișcare care aduce cele mai mari beneficii sunt popular sports. Ce înseamnă asta? Sporturi de echipă în care mai ești cu alte mamifere. Mi se pare foarte important să te gândești și de ce vrei să fii părinte. Mi se pare că nouă ne lipsește foarte tare reflexul ăsta de timp de reflecție. N-are cum să-ți placă școala la început până când nu ți-o face cineva interesant. Noi cântărim la stimul egal, deci dacă câștigi $500, pierzi $500, pierderea, dragilor, cântărește de 3 ori mai puternic. Noi care ne mutăm după un scaun pe altul și nu mai avem mișcare cardio să ne crească pulsul, creierul nostru trăiește cu sentimentul că trăim într-un mediu plin de pantere, de care nu scăpăm niciodată. Noi trăim într-o cultură în care nu prea știm să oferim apreciere decât la performanțe excepțională. Prin repetiție și asociere, îți înveți creierul să bucure de proces. Să ne antrenăm mintea să speculeze oportunități. Strategia asta de a învăța prin repetiție și asociere e mult mai puternică decât aia în care înveți din ce ți se spune. Și important să înțelegem asta despre noi, că fugim cu mai mult talent de bici decât fugim către morcov.